Dacă vreți să ne ridicăm în picioare, vrem să citim câteva versete pentru noi în seara aceasta în Evanghelia după Matei, în capitolul 15, versetul 21, pagina în Biblie 941, traducerea Cornilescu, titlul citirii, Femeia cananeancă. Aș dori să citesc câteva versete, de fapt, până la versetul 24, și apoi vom ocupa locurile. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă, venită din ținutul acelea, a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne! Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul, că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați loc. În bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat în seara aceasta și a lăsat îndurare peste viața noastră să ne putem vedea, să ne putem bucura la casa lui Dumnezeu. Pentru mine mai greu să vă spun o parte din lucrare și partea de unde m-a ridicat Dumnezeu și felul întâlnirii mele cu Domnul în perioada aceea, o să vă mărturisesc sâmbătă. Însă vreau să vă spun că am trecut prin lucruri pe care nu mi-am imaginat niciodată. N-am fost bolnav niciodată. N-am luat în afară de agocalbin și paracetamol niciodată în viața mea. Însă a venit un timp conducând mașina, venind de lucrarea Domnului, am făcut un preinfarct în timp ce conduceam mașina și eram la volan. Însă mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu mine, că am simțit că mi se înfocă pieptul foarte puternic. Și în momentul acela am tras și am oprit mașina, am stat acolo un timp, am apucat să dau drumul la geamul jos și după ce am dat drumul la geamul jos acolo, am stat câtva, am reușit, era o sticlă cu apă lângă mine, să torn puțin apă pe piept la mine, pentru că frigea pieptul foarte puternic, ardea, adică era exact ca o sobă era. Și la un moment dat, e adevărat, a început să-și revină situația, am făcut preinfarctul, fără să știu că am avut preinfarct, am crezut că mi s-a făcut rău, de fapt. Însă am plecat acasă, fratele Viorel cu fratele de aici, Neviu, erau trimiși de către biserică cu ajutoare pentru frații din România și au dormit la mine atunci. Ei au fost plecați undeva cu mașina să rezolve câteva lucruri cu plăcuțele de frână și ne-am întâlnit acasă să mergem la biserică. Exact, trebuia mers la biserică din nou. Am luat alte haine, m-am echipat, am mers la biserică împreună și am intrat în biserică și am spus fraților, vă rog să vă rugați și pentru mine. Simt că se întâmplă ceva cu mine, mi-arde pieptul foarte puternic și ceva nu este în regulă. Bineînțeles că frații s-au rugat, însă ne-am dus după aceea acasă, fratele Viorel Pistol a spus, frate Ghiță, ar fi bine să mergi la un medic. Dar nu ne-a trecut nici la unul prin cap ce ar fi fost sau ce s-ar fi putut întâmpla. Am dormit. Noaptea aceea ei au plecat, au venit înapoi spre Londra. De fapt, n-am dormit aproape nimic. M-am întors toată noaptea în pață. M-am ridicat când s-au trezit. Au încercat ei să se trezească, să nu-i aud când pleacă, dar eu, dacă n-am dormit, m-am dus la ei, ne-a luat rămas bun, ne-am îmbrățișat. Dimineața trebuia să mă duc la un medic, dar în mintea mea era altceva, am zis, haide să mergem la magazin, am zis către soția, să facem cumpărături și am dus la
Și așa a fost situația. Doar după ce ne-am întors de acolo, mi-a trecut prin cap, oare n-am avut preinfarct. Așa a fost. I-am spus la nevastă, i-am spus la sora Monica, care era acolo, sora Dalana. Și el a spus, da, Domnul are treabă cu tine, nu chiar tu trebuie să faci asta. În mod special, e adevărat, Dumnezeu are treabă cu noi și Dumnezeu ne cheamă la adevăr, la lucrare. Dar înainte, cu aproximativ un an de zile, a fost o descoperire în Londra și Dumnezeu a vorbit și a spus, bărbatule, vine vremea când îmi trece pe mâinile oamenilor. A sosit timpul când a trecut, trebuie să trec pe mâinile oamenilor. Și înainte să se întâmple asta cu 3 luni de zile, a mai fost din nou o descoperire. Atunci Dumnezeu ne-a vorbit la amândoi și mie și la soția. Eram la fratele Ion Boje, în România, în localitatea Racșa, în casă, s-a ținut un cer de rugăciune. Noi am ajuns mai târziu. Era plină casa de oameni acolo. Și în momentul când am intrat acolo, prorocul a venit și s-a îndreptat direct la mine. Și descoperirea a fost cam în felul ăsta, bărbatule, pentru că n-ai încetat să spui adevărul. Și pentru că adevărul este în gura ta. Diavolul și-a propus să-ți dea o lovitură de moarte. Vei trece, a spus, pe mâinile oamenilor. S-a repetat din nou același lucru. Mâna mea va fi cu tine să nu-ți fie frică. Lucrarea mea se va întinde până la marginea pământului și ochii tăi vor vedea lucrul ăsta, a spus. De la mine, fără să cunoască pe soție, s-a dus direct la soție, prorocul. Nu rămâne timp să știe că e nevastă mea sau nu e nevastă mea. Și a pus mâna pe ea și a spus, femeie, diavolul s-a hotărât să treacă o brazdă neagră prin cort, să lovească stâlpul casei. Dar eu, Domnul, sunt acolo, nu va reuși, voi da biruință și îndurare. Dumnezeu, prin îndurarea Lui, a dat biruință, sunt înaintea dumneavoastră. O să vă mărturisesc în continuare lucrarea pe care întâlnirea mea reciprocă în perioada aceea cu Domnul Iisus. Să știți că noi trebuie să fim pregătiți să ne întâlnim cu Domnul.